Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot la școală ne întoarcem. Sunt multe inițiative. Doamna ministru Ligia Deca are diverse inițiative interesante. E încă ministru? Da, e ministru. Doamna Deca, ministrul educației, are această propunere oficială ca elevilor să le fie scăzută nota la purtare abia atunci când cumulează 40 de absențe nemotivate pe an școlar în loc de 20 de absențe cum este în prezent. Deci să se relaxeze la 2. Mie mi-ar fi prins bine decizia asta. În moment ce acum evaziunea fiscală scap de pușcărie la 1 milion de euro, prescripția se aplică la orice. Practic îi înveți de mici. Da. De ce să nu încurajez? E tot educație. Da. Eu mă aștept, adică eu așa am crezut, dar eu am niște naivități îngrozitoare, recunosc. Îmi recunosc naivitățile, totuși după 30 ceva de ani, ar trebui să înțeleg mai bine. Eu am crezut că programul România Educată se referă la cu totul altceva. Dar iată că programul România Educată este, adică educația e în altă parte. Știi? Propunerea asta ca media anuală la purtare să fie scăzută cu câte un punct la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar față de numărul de 20 de absențe nemotivate acceptate în prezent, a fost lansată oficial de Ministerul Educației în proiectul privind statutul elevului, care a fost pus recent în consultare publică, scrie publicația edupedu.ro. Eu înțeleg așa că și acum primele 39 de absențe nemotivate sunt fără consecințe. Adică copilul poate face 39 de absențe nemotivate fără consecințe. Luca se uită fix la mine. Nu, că încerc să mă concentrez. Părinții pot motiva un număr de absențe. Ție e clar în ce clasă e elevul, deci tău. Deci, părinții pot motiva... Stai bre. Apoi, alte 40 de absențe motivate de părinte. Asta. Da. Deci 40 motivate de părinte. Și acum în 40, 39. Oricum... fără să consecințe? Nu. S-ar adăuga 40 pentru un punct scăzut la purtare, în loc de 20. Poți să mai spui o dată, rog, alea 39 fără consecințe, că acolo eu te-am pierdut. Eu așa am înțeles, dar eu neavând copii care, na, da, nu, poate greșesc. Deci, primele 39 de absențe nemotivate sunt fără consecințe. Cine spune asta? E logic, pentru că la 40 de absențe îți cade un punct. La 39 nu îți cade nimic. Apoi alte 40 de absențe pot fi motivate de părinte. Da. Și s-ar adăuga 40 pentru un punct scăzut la purtare. Dacă am înțeles eu greșit, rog ascultătorii să mă corecteze pe loc. 0728 3 de 1 3 de 2. Câte absențe nemotivate poate avea un elev fără niciun fel de consecințe? Asta spun eu. Câte? În prezent. Da. Ai voie 40 să le motivezi tu ca părinte? Păi mă întrebi? Nu, spun eu. Așa. Că 40 le poți motiva tu, părinte, fără nicio justificare. Da. Și dacă mai are încă 20 nemotivate, se scade un punct. Cum a spus, și vor să crească... Am înțeles. Baremul ăsta de la 20 la 40. Cineva ne scria dimineața când am avut noi discuția cu camera de detenție. Da. Că zice că dacă ai avea sub 6 la purtare, da, ai rămâne repetent. Că așa, până la urmă căutăm o consecință. Ok, îți cade nota la purtare și... Da. Că vorba unui prieten de-al meu, că eram eu îngrijorat cu fiul meu că avea 18 absențe. Da. Ai prins-o? Așa. Și ăsta zice, așa mă, și dacă îți cade nota la purtare, ce? Păi zic, nu știu, nu e în regulă. E urât. Zice, bă, hai să spun ceva. Eu, ultima oară, în clasa a 12-a, în ultimul trimestru, am rugat-o pe dirigintă să-mi dea și mie 10 la purtare, că n-am avut niciodată. Ce tare! Și am spus dirigintei, doamnă, vă rog frumos, anul ăsta chiar am fost în ordine, adică nu puteți să-mi reproșați așa de multe. N-am avut niciodată 10 la purtare. Da, și îmi doresc din tot sufletul să am și eu aici, în carnetul de note, un 10 la purtare, ca să le arăt copiilor mei când o avea. Că există. Că m-am îndreptat... În pragul maturității. Ce șmecherie. Înainte de liberare. Bă, îți dai seama ce l-a dus pe el capul. Foarte bun om. Și aia a zis, băi, a impresionat-o pe dirigintă. Și a zis, copii, supunem la vot. Sunteți de acord să-i dăm 10, să-i dăm la, purtare 10 la purtare lui Mircea? Da. Și? Și s-a ridicat tocilara clasei și a zis, nu. Ah. Corect, păi, se demonetizează, corect, păi. De ce nu, tovarășa? Păi zice, dacă îi dați lumii, ce a zice la purtare, mie cât îmi dați. Exact. Fapt pentru care avea dreptate. I-a dat 9. I-a dat 9, serios? Da. Băi, băiet. Bă, ce suflet. Da, da, ce suflet, frate, da. Și atunci ce probleme cu absențele și cu... Da. Cineva observă că avem un prim-ministru cu bacalaureatul luat la 37 de ani. Deci e logic să se accepte
mai multe absențe la școală. Bravo. Să le dea timp să studieze. Mm-hmm. În fond, poate că au altă treabă decât să meargă la școală și să-i lase să lipsească mai mult. Asta tot un context în care am avut discuția cu câteva luni, că se implementează și la noi modelul occidental, în care dacă te mai prinde că chiulești cu copilul, o să ajungi să răspunzi eventual și penal. Da. Că știm că în străinătate, în vest, în Germania, de exemplu, nu merge să lipsească copilul de la școală. Aia cu plecăm în vacanță și îl învoim noi... Dar să știi că nu. Există legislație în România prin care poliția locală poate, împreună cu școala, să sancționeze familiile cu amenzi. Da. Sunt amenzi de 1000 de lei sau ceva. Și pe ce criteriu de amendă dacă eu am voie să-i motivez 40 de absențe? Este România educată, nu înțelegem noi. E mai complicat decât putem noi să înțelegi. Uh-huh. Asta e. Oricum, adică, știi, România Educată a inventat bursele de merit pentru elevi care au sub nota 4. Aia a fost doar o etapă. Da. Deci eu sunt total derutat, dezorientat, că sunt... Nu înțeleg cum funcționează. Mă fac să-mi pară rău că nu mai sunt la școală. Aș lua și bursă. Acum aveam și asta, oportunitatea asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.